Dă-mi odihnă trupului. După o dreaptă înțelegere, aceasta înseamnă dă-mi somnul. Dă-mi odihnă sufletului. După o dreaptă înțelegere, aceasta înseamnă dă-mi-l pe Dumnezeu. Vrednic de râs este chiar și gândul că sufletul, care îi împrumută trupului din puterea sa, poate obosi așa de repede precum trupul și are nevoie să se odihnească așa de mult ca trupul. Noaptea, sufletul lucrează ca și ziua. Noaptea, el rezumă și-și mistuie lecția sa de peste zi. Noaptea, sufletul își rostește asupra omului, înfricoșata sa judecată pentru toată lucrarea din ziua ce a trecut. Pusnicii din Sfântul Munte și îndeopște pusnicii din Răsărit au obiceiul de a dormi mai mult ziua, iar noaptea și-o petrec în cugetare și rugăciune. Acest lucru este de căpătâi pentru sufletul lor. În liniștea și în întunericul nopții, când încetează lucrarea simțurilor, sufletul lucrează nestingherit și mai cu spor, dar și ziua, prin somn și rugăciune, lucrarea simțurilor omului este mărginită, ceea ce iarăși intră la lucrarea mai liberă și mai vioaie a sufletului. Neîntrerupta părtășie a sufletului omului duhovnicesc cu lumea nevăzută și nematerialnică face de bună seamă ca și visele sale să se deosebească de cele ale oamenilor trupești. Marii rugători cunosc din cercare că sufletul nu obosește, iar oamenii care nu au învățat sau care s-au dezobișnuit să stea în părtășie cu Dumnezeu prin cugetare și rugăciune, vorbesc neîncetat despre oboseală sufletească. Însă această oboseală sufletească a lor nu este nimic altceva decât tirania hiperactivității simțurilor asupra sufletului nelucrător și îngrădit. Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău.